Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Bună dimineața din nou. Știi, Cătăline, că există festivalul clătitelor? Ei, cum să nu? Păi da, am aflat ieri, fii atent, deci a fost următoarea fază, că am plecat de aici, cred că era 11, așa, și am dat drumul la radio, Sorin, știrile, au intrat știrile, și la știri, în alea 3 minute, că da, 3 minute, au scăpat știrea asta, știi? Și am auzit următoarele cuvinte. Cum vrei să vă facem, mai caldă, mai rece? Proaspătă să caldă fie, nu? Să fie proaspătă și bună. Suntem clătite de Lipova, Arad, clătite XXL, care se servește cu gel, cu afine, cu silvăiță, cu marmeladă. Avem din toate pentru toți. Să se facă clătită bătută! Au fost servite și clătite pe gratis și la un preț foarte, foarte mic pentru a ajuta lumea să cunoască noile produse. Am mâncat clătite aici în Moneasa, cam peste tot, dar ca astea de Lipova n-am mâncat nicăieri atât de bune. Ah, deci în Moneasa, da, din Arad, corespondentul Europa FM Ciprian Boițiu a dat o raită prin acest târg. Raită se cheamă acum. Un raid. S-a dus, a mâncat toate clătitele și pe aia a dat și relatare. Și a zis, mă, simțiți parfum? Da. Deci mie mi s-a pus un gol în stomac când am auzit ieri, bine, plecasem și cu un pic de fomiță. Uh-huh. Și când ascultam, eu așa zic, băi, dar este ireal, atâtea clătite, mi s-a făcut o poftă. Da, a fost parada clătitelor, într-adevăr, și doamna, ai văzut ce bătea la ele da, acolo? Da, da, da. Dar n-am înțeles cum era asta, trebuie să le bați, le bătea cu telul, nu? Ca să le aerezi un pic. Probabil, acolo, da. Asta nu mă pricep, sincer. Dar l-am mâncat, l-am mâncat, pricep, da, adică, da, da, da. Da, păi, da, cred că și eu. Cealaltă emisiune... Nu există nimic mai bun decât o clătită cu crema aia de ciocolată. Există niște clătite cu ciocolată, și cu banane, zici tu? Da, tăiate așa, rondele. Și cu banane, da. Mai există mai bune clătite cu brânză și date un pic la cuptor. Sărată sau dulce? Și. Dar dulce să fie. Dulcea. Cu brânză de aia, dulce, cu un pic de stafide. Mă gândesc. Da, dar compoziția o mai găsești și prin alte locuri. Da, o găsești și în alte părți. Pe vremuri, fostul fotbalist Dănciulescu avea un restaurant unde se făceau clătite. Mă duceam de acolo. Clătite cu pui. Băi, o minunăție. Aia nu era șaurma? Nu, nene, nu. Erau clătite cu pui, nu? Clătite cu pui nu era șaurma chiar așa la modă. Mai erau clătite cu somon. O nebunie. Și pe aia trecea și la clătite din astea dulci. Și ne gândeam astăzi... Ai grijă ce-ți dorești. Mi-aș dori să aducă cineva niște clătite, dar mi se pare imposibil. Să primești fotografic. Sau asta, deci poze. Fiți atenți. Hai să facem în felul următor. Trimiteți-ne mesaje, fie pe WhatsApp, fie poate și vorbim la un moment dat. Vreau să ne spuneți rețeta aia de clătite care v-a lăsat pe voi cu gura căscată. Bine, ați mai avut un mestecat. Zic, bă, nu m-am gândit niciodată, asta e atât de bună. Sau cea mai bună rețetă de clătite care v-a trecut, cea mai ciudată, cea mai... Eu știu doar atât că atunci când faci aluatul ăla pentru clătite, trebuie folosită apă minerală. Este mai pufos, mai pufos așa și da, mai, da, mai da, gustos. Da. Dați-ne rețete de clătite, umpluturi din astea la care să ne gândim și aș vrea așa să, pe la ora 8 fără 10, să plângă toată România de poftă, să îi ajutăm pe oamenii ăștia care vând clătite. Revoluția la stomac. Da. 0728111222, ăsta e numărul de WhatsApp. Da? 0728111222. Scrieți-ne acolo, trimiteți-ne fotografii, spuneți-ne unde e cea mai bună clătită, povestiți-ne despre clătitele din viața voastră. Francezii au o sărbătoare națională a clătitelor și englezii și prin Asia și... Hai de mine, ce rețete am primit, Cătălin? Săi de capul meu, ce aici? Clătite cu ciocolată și pepene galben, zice George. A, bun, bun. Bun, să aprobă. Bun. Valentina ne-a trimis poză de dimineață, clasice, cu vișine, dar are rețete speciale. Zice așa, că uneori le pune suc de sfeclă roșie, le face roșii, tehnic sau roz, cred că ies, și le face cu pui. Așa. Și mai face unele cu spanac făcut piure, pe care îl pune în umplutură, să fac verzi clătitele. Și le face cu brânză. Ah, interesant. Chestie, da. Uite, interesant. Soțul face cele mai bune clătite, eu, soția, cea mai bună umplutură. Le umplu cu peltea de gutui și smântână grasă. Ai încercat vreodată combinația asta? N-am auzit vreodată. Andrei Damian ne invită la clătite cu afine, caramel și frișcă. Ne-a trimis și poză. Foarte drăguț. Bună dimineața. Eu nu știu cum aveți poză cu clătite de dimineață și cu frișcă puse pe ele.
Băiețelul lui meu îi plac cele mai ciudate clătite. El, de exemplu, nu mănâncă clătitele cu gem sau cu dulceață, ci acelea umplute cu cașcaval și măsline verzi, cașcaval și castraveți murați, tocați mărunți, dar lui îi plac astfel. Da, cașcavalul ăla îl dai un pic la cald să se topească. Nu știu ce preferă puștiul, dar uite, combinații pe care am putea să ne încercăm și noi la un moment dat. Hai că încerc să-ți dau de aici un mesaj de la mine, să văd dacă s-aude, că ale tale bag sau că s-au stricat. Ia stai așa. Ale tale, da. Ia stai, dă un pic fondul jos să dângu sau de. Ia. Bună dimineața. Dimineața. Mi-ați făcut poftă cu clătitele. Noi la ca umplutură la clătite mai folosim, tocăm o ceapă mărunt, se prăjește în tigaie cu niște piept de pui sau ceva carne de pui tocată și după ce se răcește amestecul ăsta, punem niște smântână cu usturoi pisat și aia punem pe clătite. Clătite cu usturoi? Da. Pisat. Băi, nu se trăiește rău deloc în România. Noi nu știm să apreciem, fii atent ce ești. Dar am primit mai multe mesaje. Asta mă, aici trebuie să fie o șmecherie. Clătite cu urdă. Deci, bănesc aici, bune, da, aici se întâmplă cea. Cu aluat, cu dulceață de fișine și cu măr ras. Uite, o combinație propusă de Elena din București. Despre asta bănuiesc că nu știi, Camelia probabil ne scrie sau cineva din apropierea ei, clătite cu varză dulce călită. Știi că se mai fac plăcinte cu varză? Bănuiesc că e aceeași umplutură. În loc să o pui în plăcintă, o pui în clătită. Ești clătită, ești varză. Dar îmi spunea cineva că, domne, nu s-ar pune apă minerală la compoziție, s-ar folosi acea băutură carbogazoasă neagră. Multe mesaje am primit așa. Nu? Da. Ai încercat vreodată? Nu, n-am încercat, mă gândesc. Încercăm și povestim mâine ce a ieșit. Dar știi care e? Bănuiesc că e dulce, da? Că se face aluatul dulce asta. Trebuie să fie șmecheria, nu? Păi dacă e... Faci clătite negre, habar n-am. Crezi că ești negre? Știi că era și o piesă ale tale clătite criminale. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.